pe 20% față de sistemul nostru, unde partea scrisă reprezintă 100% din nota. Bun, da. De fapt, întrebarea era, ce este în plus? Pentru că, până la urmă, cele trei întrebări puteau fi și în scris date. Puteau. Dar probabil că elevul se simte mai în largul lui. La un moment dat intervine și un pic ajutorul cadrului didactic sau vede că... Pentru că practic îl ajută să mai obțină niște puncte. Niște puncte, niște extra points. Iar la sistemul, la nivelul înalt, partea scrisă conține două teste. Timpul este mai scurt decât la cel de bază și contribuie doar 53,33%, dar o parte o reprezintă sistemul de bază, iar cealaltă sunt trei subiecte mult mai dificile și evaluarea este externă și mai au doar și partea orală cu încă trei întrebări, aceeași modalitate.